Timp de mai bine de o săptămână, focul la groapa de gunoi a Devei a ars neîntrerupt, iar fumul înecăcios a fost resimțit de locuitorii, care au fost nevoiți să respire aerul poluat. Incendiul a izbucnit în 17 iulie și de atunci, deși pompierii au intervenit ori de câte ori a fost nevoie, focul s-a tot reaprins. Așa au ajuns ca ieri să apeleze la constructorul depozitului de gunoi, care a intervenit cu utilajele din dotare și a reușit să stingă incendiul aproape în totalitate. Calitatea aerului a fost serios afectată, iar datorită temperaturilor foarte mari, dispersia poluanților a fost mult încreunată, iar disconfortul resimțit de populație a fost mult accentuat față de o perioadă mai rece a anului. În toate aceste zile, oamenii au respirat aerul poluat. Cum e aerul? Păi un pic e mai toxic. Mult tare, eu nu sunt, pentru că nu pot să ies din casă, că-s cardiac, stăte și dacă... M-am prins la povești cu omul ăsta și acum. Deci e mai irrespirabil, mai toxic. Și mai ales când vin vânturile, când bate vântul. Cum e aerul din municipiu? Am rău. Nu. Mai ales că și căldura asta. Deci, cum să zic, cam insuportabil. Mai ales seara se simte. Pompierii detașamentului din Deva au acționat din data de 17 iulie, practic în fiecare zi, pentru lichidarea arderilor cu flacără deschisă ce se manifestau pe suprafața gropii de gunoi a municipiului Deva. Trebuie precizat că această ardere s-a manifestat pe aproximativ 200-300 de metri pătrați și de fiecare dată când s-a manifestat cu flacără deschisă, noi am intervenit cu apă, însă trebuie spus că pentru lichidare adevăratei cauze a acestui incendiu, care o reprezintă autoaprinderea unor pungi de metan ce se formează în adâncimea gropii ca urmare a degradării accelerate a deșeurilor sub acțiunea căldurii, trebuie intervenit prin sufocarea acestor acumulări cu un strat de pământ. Groapa de gunoi de la marginea municipiului Deva a fost închisă în data de 15 iulie din cauză că nu mai corespunde cerințelor Uniunii Europene.